Așa, eu am găsit la un episod din ShopKeep. Hai să pornim ziua 6-a și să vedem ce reușim să vindem azi. În mare parte o să mă uit după produsele recomandate. Avem aici la Warriors Plate Shoulders, Mage's Wizard Hat, Engineering Skillbook pentru Rogues și la Druids Armored Boots. Hai să vedem. Deja am pus eu Armored Boots și Engineering Skillbook. Avem 5 și 10 bucăți, dar mai avem nevoie de Plate Shoulders și Wizard Hat. Wizard Hat parcă era pe undeva pe aici. Wizard Hat, uite aici. O să luăm vreo 10 bucăți și alălalt era ce era? Plate Shoulders. Plate Shoulders avem pe aici pe undeva. Și ați spus voi că s-ar vinde foarte bine astea în momentul în care vine ora aia de vârf și că ar trebui să le am disponibile în caz că vrea cineva să cumpere. Plate Buckle Shield. Hai să dăm comandă de asta momentan. Așteptăm să vină. Și o să mai fac eu niște... Eventual o să mai iau niște de alea de plantat aici în spate și o să le plantăm. Pentru că ați văzut câți bani am făcut din ele. Și e important pentru că vrem să extindem. Ori în partea aia, ori în partea cealaltă. Nu știm încă. Mai am o sabie. Aici, din stocul trecut nu prea ne-a mai rămas mare chestie, dar... Hop. Și voi vinde pentru... Hai să zic, pentru 219. Sau, ai, 225. Pac, avem niște papuci. Cred că, da, Armored Boots. Și pe aia văd că nu poți să-i pui decât în vitrina asta, așa că pot să iau mașinul ăsta de aici și să pun Armored Boots aici. Nu mai am loc. Nu mai am loc să pun Armored Boots. Pălăria pot să pun, uite, aici. De fapt, pălăriile. O parte și în alta. Hop. Avem o grămadă, nici nu mai am loc să le pun. Și Engineering Skillbook, asta pe unde pot să le pun? Aha. Deci, aici avem cărțile, Engineering Skillbook, în caz că vrea cineva. Bine, astea sunt pentru mages, pentru aia care au magie, să citească astea și să primească o magie nouă ceva. Dar, momentan, e de ajuns. Hai să vedem noi. Și astea sunt hot items. Astea, astea se schimbă după prima zi. Adică după ziua respectivă pe care o faci. Și o să mai luăm așa. Mergem aici. Unde e chestia aia? Weed. Mai avem weed? Weed seed, uite aici. Și luăm vreo 10, să zic. 10 bucăți. Le aducem înapoi. Iată, armor boots. A fost cumpărat. Și cred că pot să pun și mai scump de atât. Posibil să nu vrea să cumpere dacă e prea scump, dar... Na. Oh, dar chiar au cumpărat. Pot să, chiar, cred că pot să măresc mai mult de atât. Și am o grămadă. Asta o să se vândă destul de mult. Pe bune, pot să pun papuci aici? What? Ok. Nu mă deranjează. Și chiar se vând astea. Ați avut voi dreptate. A venit comanda. Hai să plantăm asta rapid. Nu uitați dacă vă place acest joculeț și vreți să continuăm în fiecare seară cu câte un episod, nu uitați să apăsați și butonul de like și vom continua. Mie îmi place joculețul, pe bune, chiar e fun. Și de ce nu o să mai jucăm și altele? Mă, chiar se vând destul de bine. Cărțile o să vândă cel mai bine, cred. Și pălăriile, ia de ce am luat eu pălărie, uite ce tare este. Foarte tare. Cred că o să fie mare nebunie în momentul în care o să fie ora de vârf. Mi-e și frică dacă o să vină hoți sau ceva, dar o să ne ocupăm de ei dacă o să vină răufăcători de ăștia. Dar având în vedere că toate astea se vând atât de bine, trebuie să mai comandăm. Da? Să mai luăm Engineering Skillbooks, să mai luăm 5 bucăți. Wizard Hats, o să mai luăm și de alea. Oh, what the fuck? Ah, uite, o aranjează și o pune la loc. Cred? Sau mi-o pune acolo și eu pot să le iau... What the fuck? Uite ce le aruncă omul. Bă, dacă nu-ți place produsul, asta nu înseamnă că trebuie să vii să faci mizerie aici, da? Aha, el le pune aici. Dar hai să-l facem să prindă răufăcători. Și în caz că e vreun răufăcător pe aici care vrea să fure, roboțelul nostru se va ocupa de el.
Ce vrei tu să cumperi? Băi, dar nu mai arunca astea, nu-ți convine prețul, nu-l arunca. Ia uite mă ce oameni. Mie nu-i convine prețul și-l aruncă pe jos. Pe bune acum. Cărțile alea se dau foarte bine și cărțile o să... Ia stai. Fac, fac, astea s-au stricat toate, nu e bine, am pierdut bani. Da, trebuie să ai grijă cu astea neapărat. Am pierdut niște bani, dar nu o să fie o mare problemă. Sper să vândă, eu le-am pus un pic mai scump pe cărțile acum, dar... Facem niște curățenie. Pe astea din spate poți să le faci doar dacă ai grijă mare de ele. Dacă n-ai grijă... Și momentan cred că e nevoie să facem de alea neapărat. Să luăm niște wizard hats. Cred că vreo 10 bucăți wizard hats. Ce mai aveam noi nevoie? Engineering skillbook. Mash seed. Hai să văd eu itemele din spate. S-au schimbat? Fuck, s-au schimbat! Sper să se mai vândă și astea. Astea sunt hot acum. Mai cumpără ceva? Aia, se vând și alea. Hot items acum sunt mash. Mash! Toată lumea vrea mash. Holy fuck, repede mash. Mash, mash, mash. Uite, astea sunt. O grămadă de astea. 20 de bucăți. Holy fuck, a furat unul. Unde e? Oare? Ce a furat? A furat ce? N-a furat nimic, doar că fugea. Am crezut că a furat. Trebuie să ai grijă de momentul în care vin așa să nu se fure. Oameni, nebunie total aici magazin la noi. Order ready in the back room. Avem o grămadă de chestii. Să plantăm repede astea. Și o să trebuie să mă întorc să le culeg. Nu cred că mai prindem rush hour-ul, dar oricum o să le vindem. Adică nu pot să rămâi cu ele pe stoc. Toți se vor cumpăra la un moment dat. Dar, na. Facem ceva curățenie, că s-a făcut mizerie. Și mi-a spus voi că ăsta era preșul, ăsta trebuia să-l pun la intrare, da? Da. M-am uitat. O să las puțin prețul mai jos, cam 235 cred că o să fie în regulă. 235. Și știu că am schimbat prețul la toate. Nu o să fie problema asta. Pălării mai avem, s-au dat destul de bine pălăriile, să știți. S-au dat destul de ok. Roboțelul nostru sper să-și facă datoria și să facă ce trebuie. Hai să mergem rapid în spate să nu se strice. Oh, shit, s-au făcut toate, cred. Repede mașu. Mașu că astea se vor vinde. Rapid, rapid le expunem aici. Op. Perfect, haideți băieți că avem maș. Vă place maș? Eu și-a luat el pălărie de vrăjitor. Ia zăzăți băi câtă... Dacă vând toate alea de acolo... Mam... 731 pe un maș! Holy fuck! Asta o să dea ca pâinea caldă mașurile. Uitați-vă câtă... Câtă lume! Holy shit, a făcut deja 10.000! Da, am avut o idee bună cu mașul. Super tare. Uite, deja s-au dat toate. Să mai luăm. Faza că se schimbă tot timpul itemele de aici, dar încă nu s-au schimbat. Și mașul oricum se dă oricând. Mașul se dă să mai iau încă 10 bucăți. Place order. Curățenie. Vine și mie să cânt cu melodia asta, pe bune. E super tare. Deci voi vedeți cum să vând astea. What the fuck, am făcut 18.000 deja. Cu siguranță să ne extindem într-o parte. Cred că în partea aia. Au venit mașurile, sunt în spate. Deci facem prea repede bani cu astea. Dar în general trebuie să te uiți după care sunt hot items. Adică alea se vor vinde cel mai bine. Și în momentul de față mașul e hot. E what the fuck, au cumpărat tot. Nu mai am produse. Ok. Pălării, pălăriile nu prea se mai vând așa de bine. Am făcut stocul cu ele și din păcate nu prea le-am mai luat lumea. Bine, nu rămâi cu ele pe stoc, că la un moment dat tot o să se vândă. Dar
na, nu se mai vând chiar atât de bine cum se vindeau. Sunt curios dacă se schimbă astea acum. Da, s-au schimbat, holy shit. Ok. Oricum alea tot se vândă, vezi că deja se vând și pălăriile, dar nu se mai vândă atât de bine. Acum hot o să fie health potion. Da, health potion e super hot. Repede, dăm comandă de cât mai multe bucăți. Îți dau comandă de vreo 50 de bucăți. Da, perfect, place order. Avem 2000 taxe, le plătim, că nu vrem să avem probleme. Și arăt tot e ok, dacă trebuie să facem puțină curățenie pe aici. Mi-a zis cineva că ar fi o idee bună să-mi upgradez skill-ul ăla cu... să-mi ajungă mai repede. Reduce order arrival, deci o să facem upgrade pe ăsta. Dar n-am... abam! Reduce arrival time, dar nu știu de ce nu-mi... stai. Și ăsta ai nevoie de 5 pentru el, îl avem deja. Și de ce nu merge să upgradez... cam 13, trebuie să meargă. Ori nu înțeleg eu ce fac eu acolo, ori o fi vreun bug, ceva, dar nu-i problemă. Punem mașurile. Așa. Nu se mai văd atât de bine pentru că nu era așa aurul, v-am zis, dar tot o să se dea la un moment dat. Și o să încerc să iau ăsta, deci o să pun mai multe pressure în față. Ce mi-a spus voi în comentarii că dacă pun pressure-urile în față, nu o să mai facă ăștia atâta mizerie când intră înăuntru, că se șterg pe picioare. Și asta va fi cu siguranță bine. Nu știu cum mi-a upgradez mătura. Am văzut prin trailere că ei aveau altfel de mături. Și cred că pe parcursul jocului, când faci level mai mare, primești altă mătură, da? Momentan ne ocupăm cu asta de lemn. What the, what? Nu-i convine prețul. Ia uite, mă, nu le convine prețul. Deci, da, cred că asta e faza. În momentul în care nu mai sunt hot itemele, nu le mai convine prețul și nu ți le cumpără pentru atâția bani. Trebuie să-l lași prețul mai scăzut. Ei, lăsă mai scăzut. Ia, îți convine? Da, ok, așa le convine. Oricum, vindem pentru un profit destul de mare, așa că nu e problemă. Nu mai am standuri de pălării. Trebuiască să mai luăm de alea de pălării. Oricum, jocul ăsta îmi place foarte mult. Dacă vă place și vouă, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Nu știu acum dacă pot să-l fac neapărat zilnic, pentru că sunt destul de multe jocuri în program, mai ales că o să apară niște jocuri noi. Am zis că trebuie să apară Need for Speed de la nou, pe care vreau să-l încerc măcar. Trebuie să apară Star Wars Battlefront, trebuie să apară Fallout 4, care e un joc imens. Deci nu știu exact cum o să avem timp pentru toate, dar vom vedea. Asta e chestia. Probabil unele jocuri nu vor fi zilnice, deși jocul ăsta e destul de apreciat acum, o să vedem cum o să fie pe parcurs. Și dacă continuă să fie apreciat, o vom continua în fiecare zi, dacă nu... Asta vine cu sabia, vine cam periculos el așa. Stau pregătit în caz de ceva. Și-a cumpărat un engineering skill book, tot e bine. A venit asta în spate și o să le vindem pentru 25. Pentru 25 bucat, 25, așa. Nu știu dacă o să se vândă, o să vedem. Oricum, health potion-urile e bine să le ai, e chestia de bază pentru aventurieri. Așa că, cu siguranță, vreau să am cât mai multe. Ceva poțiuni de viață vă interesează, domnul? Da, interesează. Nu faci foarte mulți bani de pe poțiuni, dar dacă vinzi multe, posibil să faci. Mi-a spus voi că tipul ăsta trebuie să-i dau armură și chestii. Deci o să trebuiască să-i dau, de exemplu... N-am momentan, o să trebuia... Ia, stai așa. Iau un sword plane, un leather gloves, un plate helm și armored boots. Și cred că e de ajuns. Place order, astea o să le iau în inventory și le dau lui și îl trimit în bătălie. Aici deja pot să le înlocuiesc pe alea care s-au vândut, că am atât de multe poțiuni. Și în momentul în care închidem magazinul o să extindem în partea aia, cred. Cred, da. Partea aia vom extinde. What? Ăla m-a înjurat!
Ce nu-ți convine? Uite, omul ăsta a cumpărat fără probleme. Unora li se pare prețul prea mare, dar... ne. Păi, tu ce faci, mă? De ce fugi? Ce? Mi s-a părut că a furat ce... a fugit că s-a închis magazinul. Bun. Și acum, având în vedere că s-a închis magazinul, hai să facem următoarea chestie. Luăm preșul ăsta de aici și punem așa. Două acolo. Ar trebui să fie cât de cât ok. Nu mă lasă să le pun nici prea apropiate. Să puteți să văd. Unul acolo, unul acolo și unul acolo. Mai degrabă 3. Și hai să vedem acum. F to break down. Și avem încă o bucată de magazin, da? Am făcut upgrade și... a, poți să-ți faci upgrade și încolo. Poți... what? Ia stai puțin. Da, deci poți să-ți faci și peretele de acolo. Deci poți să faci un magazin imens. La momentan avem loc dublu. Și aici, în partea asta... what the fuck, au apărut vreo 3... what? Apar vreo 4.000 deodată. În partea asta o să facem tot așa. Hai să fac un counter aici. Stai așa, pe counter ce pot să pun? Pe counter pot să pun multe. Și facem un counter aici. Mai facem un counter aici, unul lângă altul. Facem niște de-astea. Să vor sta ceva de genul ăsta, uite așa. Unul aici. Vreau să fac unul lângă altul, da? Uite așa. Pac, pac. Și unul o să stea ceva de genul ăsta. Iar în mijloc vom avea chestii cum ar fi hat racks, prin care de pe care poți să-ți iei pălării și tot felul de chestii. Să facem vreo 4. De ce nu facem 5? Are loc lumea suficient să treacă pe aici. După aia, loc de armură să fie aici. Pac și pac. Așa. Asta e, stai să văd. Asta n-am pus niciodată nimic pe el, să nu țin minte. A, asta e de arme. Ok, avem nevoie de arme. Pac, pac, pac. 3 bucăți. Și hai să punem și aici niște de astea de șters pe picioare. Bun. Și asta e noua zonă a magazinului. O vom popula în curând. Să iau eu itemele astea și să mergem la tipul ăsta de aici. F. Și dăm așa. O sabie, niște mănuși, o de asta, o de asta. Nu i-am luat armură. Nu i-am luat armură, o să trebuiască să-l costumăm și cu armură și după aia abia îl trimitem într-o bătălie ceva. Hai să văd. Uite, e perfect, eu pot să le pun pe astea aici. Bine, trebuie să te uiți la ce se vinde hot, v-am zis. Este important. Pentru că în momentul de față, cu siguranță sunt alte iteme care sunt hot. Uite, Sword of Barbingutoa, nu știu ce, Basic Wand, Eagle Sword și Wood Chest. Deci astea sunt itemele pe care le avem nevoie să le folosim pentru data viitoare, când vom deschide magazinul. Dar ăsta e jocolețul, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și vom face mai multe episoade și ne auzim data viitoare. Pa, pa!